Este o zi tristă, așa cum a spus. Este al doilea incendiu pe ziua de astăzi. Am avut parte de două, unul după celălalt. Primul a fost în zona cartierului Insulă. Vegetație, resturi menajere și o baracă în care erau animale domestice. În timp ce se stingea acolo, colegii mei de la serviciu local de voluntari de pompieri au fost anunțați de acest incendiu de la Lut, s-au deplasat rapid de coace, au fost anunțați și pompierii de la Turda. O locuință, posibil acest incendiu să fie cu victime. Incendiul a fost anunțat la dispeceratul poliției locale. Problema mare care s-a pus, de acolo colegii de la dispeceratul au anunțat mai departe poliția națională și pompierii, problema mare care se pune este faptul că locuința care ars se află în proximitatea blocului de locuințe sociale, proprietatea primăriei municipiului Câmpia Turnei, în care locuiesc foarte mulți oameni și intenția a fost rapid să stingem de așa manieră încât să nu cumva, Doamne ferește, să ia foc și blocul de locuințe sociale. În acest moment focarul a fost oprit, focul a fost oprit, pompierii își fac cercetările pentru a vedea dacă avem sau nu victima pe care vecinii cel puțin spun că se afla în locuință. Shooting star.